Cu mai puțin de 2 săptămâni înainte de alegeri, zeleoanii nici măcar nu știu cine sunt candidații la fotoliile de primar și președinte de Consiliul Județean. Perioada de campanie pare împărțită între două lumi aproape paralele. Pe de o parte, politicienii care fac calcule, gândesc strategii, comandă sondaje și își evaluează aproape zilnic cota de piață. Și, de cealaltă parte, alegătorii, care habar nu au cine sunt cei care tânjesc după voturile lor. Pliantele electorale lăsate în poștă sau agățate de clanța ușii, pungile, pixurile și brichetele primite pe stradă sau prin parcuri par să nu fi avut mare efect. Sunt zeleoani care nici măcar nu știu cum îi cheamă pe primarul și președintele de Consiliul Județean aflați acum în funcție. Cui dați mai multe șanse? Nu știu nimic, să vă spun. Nu știu. Stau acolo, sunt un brava și nu ies așa când am nevoie numai tare ca să vin în oraș, pentru că s-a baston. Radu Cârpeanu, Căpișanu. Radu Căpulnașiu, dar mai sunt încă 9, mai știți pe cineva? Numai pe dânsul știu. PPD de partidul lui Dan Diaconescu, care se plimbă toată ziua prin oraș cu o mașină. Are șanse? Nu știu. Doamne, de să aibă. Doamne, de să aibă șansă, că am săturat de mai fioț. În prima dată în Dumnezeu și în Iisus Hristos și în El, că o să rezolve. Cântă frumos. Acolo ar fi bine să stea el, a cântat el. Nu știu dacă face ceva la Consiliul Județean, dar ar fi bine să rămâie la cântat. Îl cunosc, că a fost la noi în sat și știu personal. Dar ar fi bine să rămână la cântat, zic eu. Să știi că nu bună. Aș avea bună despre Partidul Poporului, ca să vă spui drept, cu Dan Diaconescu, dacă ar fi, cum să vă spui, să facă numai 2 mandate la primari și să nu-i mai primească pe cei care au trecut de 70 de ani nici în top funcție. Dar pe Otto Haller îl știți? El candidează din partea partidului. Știu. Și cum vi se pare? E bun. Eu gândesc că e bun, deocamdată, că am vrea schimbare. Actualul primar mai are șanse? Asta eu zic să nu mai aibă țucutie, că și-o făcut bugăci. Da, Dinu Iancu Sălășanu candidează la funcția de președinte la Consiliul Județean. Șadă țucutie, șadă pe scenă acolo, să cânte acolo. Șadă pe scenă. Și Tiberiu Marc? Tiberiu Marc, actualul președinte de la Consiliul Județean? Nu știu, de dumnealui încă nu prea am bune idei, nu știu cine-i. Nu știm. Dar cine e acum primar, știți? Da, domnul Căpălnașiu, știu. Mai candidează odată? Are șanse? Să poate. Alt candidat mai știți? Nu știu, nu știu. De Adrian Buda ați auzit? N-am auzit. Da, de Gheorghe Stanciu, care candidează la șefia Consiliului Județean? Nu. N-am auzit de nimeni. De Ioana Brudan? Nici. E primul UDMR. Și primarul încă n-am hotărât. Dar știți că partidul lui Laszlo Tokes trimite la primărie o tânără de numai 29 de ani. Eu nu sunt de acord cu Laszlo Tokes. Eu mai bine cu UDMR, eu nu cu Laszlo Tokes. Dar o primăriță de 29 de ani nu v-ar plăcea? Poate să fie. Din partea mea numai eu nu-l aleg. Tiberiu Ciocau vă spune ceva? Păziți? Tiberiu Ciocau vă spune ceva, este candidat la șefia Consiliului Județean. Eu la mine nu, eu n-am avut legătură nimic cu dânsul. Nici nu știu activitatea lui care este. E, poate că este foarte bun, dar eu nu. Și atunci pe cine o să votați la Consiliul Județean? Eu am spus că trebuie să construi cu familia. Deci suntem 5 membri în familie. Și votați la fel? Și atunci la fel votez cu dânsii. Deci cum spune fiica mea și ginerele, că amândoi cu 2 facultate și precepe mai bine la politică, ca și cât eu. Mulțumesc frumos! Și să fie viitorul lor, că nu e a mea, că eu am 66 de ani, eu sunt pensionat. Nu, no, la mine e indiferent că cine conduce, eu să primesc pensie. Știu că hoții s-au dus și vin tâlhari acum. No, și atunci la vot o să vă duceți? La vot o mă duc, băiat mai bun, mai a poporul. Bă, are șansă toți, dacă cu ei, toți. Au. Dinu Iancu Sălășanu e a poporului, el e cântăreț. Din cauza cântărețului, probabil că o să aibă ceva vot în plus față de alții. Cum se împacă astea, muzica și politica? Ca și un câini rău cu o pisică proastă. Pentru a se face măcar cunoscuți, dacă nu și iubiți, poate că politicienii ar trebui să iasă mai mult între oameni, în loc să-i trimită doar pe cei care împart pliante și lipesc afișe prin oraș. Mai au la dispoziție 10 zile să convingă alegătorii.